Hey, hello. Hello. Astăzi vă arătam un clip foarte scurt de Kevin, nu mă lasă. Ce am cumpărat pentru Crăciun, pentru brad, că nu aveam absolut nimic. Am trecut, am aruncat bradul cu totul. Aveam un brăduț artificial foarte micuț. Așa, și astăzi am fost la cumpărături și am zis să vi le arăt, să vedeți și voi ce am cumpărat noi. Am mers pe nuanțele astea de argintiu, alb și roșu. Astea le-am cumpărat de la Wilco. Sunt 34 de globuri, au fost 10 lire, le-am luat la 5 lire. Și aveau foarte multe modele, foarte multe culori diferite. Așa. Asta am cumpărat-o de la magazinul cu o liră. Sunt 10 globuri. Așa. O stea să o punem în vârful bradului, tot de la o liră. Aș fi vrut altceva, că și toți anii tot stea de asta am avut, dar de asta am găsit, de asta am luat, n-am mai căutat, că n-am mai avut timp cu Kevin. Asta tot de la Wilco, m-a costat 2,50 lire. Aș fi vrut tot la fel globuri mari, dar nu am găsit. Aici sunt 34 și am luat așa micuțe. Așa, am luat instalație cu 100 de beculețe, 5 lire. Se vede? Da. Așa, niște mărgeluțe. Am căutat și roșii și nu am găsit mai mari. Aveau la fel, dar mici și nu am luat. Așa. Cred că beteanul ăsta nu voi pune. Niște funtițe. O liră m-au costat. Așa. Ușor, Kevin. Astea la fel. Asta a fost 1,99 lire sau 1 lire, chiar nu merg, cred că 2 lire a fost astea. Asta a fost de la un alt magazin. Asta le-am putut băga de aici în casă ca să... Așa. Kevin și-a luat un Moș Crăciun. Așa, și pentru noi am luat o cordeluță cu Moș Crăciun, una cu Ren, să ne facem pozele de Crăciun. Și lui Kevin cred că îi punem căciulița asta, o să mai strâmteți puțin în spate. Așa, și altceva nimic. Am luat un conditioner. Așa, un gel de duș de la Nivea. Unul din ăsta de la Glade să-l punem în baie. Așa. Și niște... Nu știu ce sunt aici... Fructe uscate, cred, pentru Kevin. Astea și cel mai mult mi-a plăcut Renul ăsta. Dat așa, ca să face și mai mic. Are niște, are picioarele precum o umbrelă și se ridică și se coboară cât vreau de înalt. E foarte drăguț, mi-a plăcut enorm de mult. Erau și moși, bărboși cu barbă, oameni de zăpadă, omuleți de zăpadă, bunicuțe, renii... Nu știu ce mai aveau. Și Kevin și-a ales Renu. Și mie îmi place. Acum cât o rezistă asubrat. Așa. Și dacă tot am ajuns la capitolul ăsta să vă arăt ce am cumpărat de Crăciun, o să vă arăt și ce am dat, ce am comandat de pe Amazon și mi-au ajuns. Tot la fel pentru iarnă acum. Asta tot de la Olira am luat-o. Mi s-a părut super amuzantă că se lipesc chestiuțele astea pe bluză și nu ar mai fi nevoie să cumpărăm o bluză de Crăciun și o personalizăm noi, direct. Are niște chestii foarte faine, mă uitați înăuntru. Așa, de Amazon am luat niște funtițe ce m-au costat, cred că 18 pi sau 12 pi și mai am una, încă unele, dar nu știu unde le-am pus, le-am pus foarte bine. Așa, sunt foarte micuțe. Acum termină, mami. Și niște... cum se numesc asta? Fețe de perine. Pentru living aici. Nici nu le-am desfăcut decât una din ele.
Am luat 4. Hai să le scoatem ușor. Au un material foarte bun și culorile sunt foarte plăcute și desenul se vede foarte bine. Prețul lor a fost 1 lira 50, 1 lira 49, 1 lira 70, ceva de genul, nu mai știu. Și am luat 4, tot la fel cu Moș Crăciun, cu... Da, cu Sania lui Moș Crăciun. Da, îl vezi pe moș acolo? Opsi, mai am una pe aici pe jos. Așa, vă arăt și pe asta. Pe asta. Și asta îmi place foarte mult. Că toate mi-au plăcut. Așa. Mă gândeam că nu mi-ajung, că noi vrem sâmbătă sau duminică să facem bradul. Și cam atât cam eu pe aici. Trebuie să mai cumpăr ceva pentru brad. Simt că, presimt că va fi prea gol. Îi mai lipsește ceva cu siguranță. Dar probabil o să mergem mai târziu până la magazinul de oliva ce e aici lângă noi când vine tate, să vedem ce mai are și pe aici. Prea multe chestii nu au și nu au avut. În alții am parcă aveau mai multe. Dar acum nu e voie. Ia uite, frate. Toate cremele, tot, nimic nu există în fața lui, tot desface. Și asta mi-a plăcut, sunt mai mari pe lângă puntițele astea ale mele. Asta iasă, iasă puțin mai mult în evidență, numai bine. Haide, haide și tu aici, hai, hai. Fă-le cu mânuța. Fă-le cu mânuța, spune hello. Și spune, am fost un năzdrăval la cumpărător cu mami. Da. Noi vă lăsăm. Închei vlogul pe ziua de astăzi. N-am putut să primesc eu la cumpărător pentru că nu mai cum. Și... vă așteptăm și data viitoare la noi pe canal. Pupici! Fale, pa! Bye, bye!